înseamnă pentru 2018. Da, dăm citire ordinei de zi. Avem două proiecte. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării manifestării cultural-artistice dedicate zilei de 24 ianuarie 2018, ziua Uniunii Principatelor Române, inițiator domnul Natiu Nicolae Primar. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării contractului de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Onești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 158/2013, inițiator domnul Natiu Nicolae Primar. Intrând în ordinea de zi, dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre numărul 1. Bună ziua tuturor și la mulți ani celor cu care nu m-am întâlnit sau nu ne-am întâlnit anul acesta. Să zic care ar fi motivul pentru care s-a convocat o ședință extraordinară. Da, mă scuzați, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Caracterul de urgență pentru care am solicitat convocarea unei astfel de ședințe a fost acela că s-a deschis o nouă axă de finanțare pe modernizare, extindere, iluminat public pentru a putea să aplicăm pentru un astfel de proiect. Este necesar ca societatea domeniului public și privat să-și ia licență pe această activitate de iluminat public stradal. Nu există în momentul de față licență. S-a discutat, am fost personal la NRSC, au fost și colegii mei de la domeniul public și privat împreună cu colegi din primăria municipiului Onești. Există posibilitatea să luăm licență. Dar trebuie să făcute două, și anume, demersuri legislative, dacă îmi permite să spun așa. Este acest proiect, doi de pe ordinea de zi, și după care, la sfârșitul lunii, când vom avea ședință ordinară, o să trebuiască să mai avem încă un proiect pe ordinea de zi, cu modificarea, să zic, contractului de delegare. Adică, practic, aprobarea unui nou contract, pentru că cel care îl avem în acest moment încheiat între Consiliul Local și Primărie este valabil numai până luna octombrie. Licența se primește pe 5 ani și nu au fost cei de la NRSC să ne dea pe 5 ani dacă noi avem contractul până luna octombrie. Asta este urgența. Nu dorim să... Dorim, practic, să putem să aplicăm pe acest proiect de finanțare, pe această axă de finanțare și sunt niște bani foarte bun. Sperăm să avem capacitatea astfel încât să emitem documentele necesare, să întocmim un proiect care în momentul în care îl vom depune să fie și un demers încununat cu succes. Vă mulțumesc. Dar revine la proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare organizării manifestării cultural-artistice dedicate zile de 24 ianuarie 2018, ziua Unirii Principatelor Române. Prin acest proiect de hotărâre propun alocarea de la bugetul local a sumei de 3.800 de lei, sumă necesară pentru organizarea manifestării cultural-artistice dedicate zile de 24 ianuarie 2018, ziua Unirii Principatelor Române. În cadrul manifestărilor prilejuite de acest eveniment, va fi inclus și desfășurarea concursului Unirea Principatelor Române, cheia de la Boltă a Marii a României Mari, destinat liceilor din municipiul Onești, concurs dotat cu premii în bani, bineînțeles. Vă mulțumesc! Da, raportul de specialitate. Programul manifestării din data de 24 ianuarie 2018 se va organiza de municipiul Onești și va conține un moment festiv și alocuțiuni. Baza legală este legea 273/2006 privind finanțele publice locale și legea 500/2002 privind finanțele publice. În cadrul manifestărilor prejuite de aceste eveniment, va fi inclus în desfășurarea concursului Unirea Principatelor Române în treia de Volta României la destinat liceelor din municipiul Onești, concurs dotat cu premii. Suma necesară va fi de 3.900 lei și va fi suportată de la capitolul 6702 alte activități culturale organizate de municipiul Onești.
luând act de anexă numărul 11 la HCL 45 din 2017, prin care au fost prevăzute sume în vederea organizării unor activități ale primăriei și în temeiul articolului 36 alineatul 2 litera D alineatul 6 litera A punctul 1 și 4 și al articolului 45 alineatul 2 litera A din legea 215/2001 a administrației publice locale republicată cu modificări și completările ulterioare, vă adresăm rugămintea să analizați să decideți în consecință. Comisia de specialitate. Nu ne-am întâlnit pentru a da avizul pe acest proiect. Dacă sunt discuții. Da, vă rog. Aș vrea să întreb dacă suma asta de 3.800 de lei este destinată exclusiv acoperirii premiilor despre care se face vorbim în cadrul proiectului sau urmează a acoperi și alte cheltuieli? În cea mai mare parte, adică peste 3.000 de lei, 3.000 și ceva de lei pentru această activitate. Exact, mulțumesc. Mai sunt discuții? Dar nu trecem la vot. Cine este pentru? Potriva se abține cineva? Nu. Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării contractului de delegare a serviciului de iluminat public din municipiul Onești, aprobat prin hotărârea Consiliului Local numărul 158 din 2013. Dau cuvântul domnului. Vă mulțumesc. Pentru proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea iluminat public, solicitanții de finanțare pot fi doar unitățile administrativ-teritoriale din mediul urban. Față de cerințele impuse prin programul amintit pentru realizarea unor lucrări de extindere, modernizare, reabilitare infrastructurii specifice sistemului de iluminat public din municipiul Onești prin programul sus menționat, este necesară modificarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Onești în sensul introducerii la articolul numărul 23 a punctului 8, urmând ca municipiul Onești să desfășoare toate activitățile necesare accesării și implementării fondurilor stabilite prin Programul Operațional Regional 2014-2020, axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea iluminat, precum și pentru orice alte fonduri nerambursabile. Vă mulțumesc! Raportul compartimentului de specialitate. Având în vedere condițiile specifice, proiectele reprezentând condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului la proiectele reprezentând prioritatea de investiții operațiune la iluminat public, care prevăd la punctul 2.6 faptul că se pot solicita, se poate solicita finanțare din fonduri europene doar pentru unitățile administrative teritoriale, precum și de municipiul București, sesizând necesitatea modificării contractului de delegare a gestiunii de iluminat public, în sensul completării cu punctul 8, articolul 23.8, respectiv prevederea dreptului autorității locale de a accesa fonduri europene pe axa prioritară, precum și orice alte fonduri nerambursabile. Pentru aceste motive urmează să deliberați. Da. Raportul Comisiei de Specialitate. Nu. Nu avem raport. Discuții primă din acestui proiect. Da, poftiți. Aș vrea să felicit executivul pentru această chestiune. Este un proiect ambițios. Noi avem un iluminat public stradal de îndeluat în seamă, trebuie să recunoaștem. În schimb, avem de făcut multe extinderi. Și acest proiect, din câte știu, are și o componentă de smart city, în sensul că avem șansa să fim unul dintre cele mai moderne orașe din țară. Mai sunt municipii care au aplicat pe această axă de finanțare. Gândiți-vă că o să avem, dacă dă Dumnezeu să fie bine, o să avem prize pentru alimentat viitoarele mașini electrice și așa mai departe. O grămadă de lucruri pe care astăzi nici nu le imaginăm. Sperăm ca echipa care lucrează la acest proiect să aibă capacitatea administrativă să ducă la capăt toată documentația. Da, puteți. E vorba și de o reabilitare sau doar de o extindere sau de ambele? Ambele. Deci va fi tot, da, scrie în literatură, deci va fi reabilitat tot iluminatul public în oraș prin alte sisteme, da, inteligente? Se spune așa,
Extindere, modernizare, reabilitare. Asta înseamnă, în primul rând, apare acel nou concept care este foarte la modă în momentul de față, de telegestiune. Am încercat să fac public și să promovez anul trecut în toamnă o soluție parțială de astfel de iluminat montată pe strada Alexandru Ioan Cuza în apropierea trecerii de pietoni, ce, să spun, facilitează trecerea pietonală din cartierul Mag către școala numărul 1, peste pod. Deja acolo am pus așa, am montat de fapt, cred că 6 corpuri de iluminat din acestea moderne, cu, nu se schimbă, să zic, decât lampa și eventual brațul dacă este necesar, și apare un nou sistem de telegestiune, fiecare corp va fi dotat cu un card și se va permite, pe de o parte, în afară de lampă, sau să zic de corpul care iluminează de bec, permite o reducere a consumului de energie electrică cu între 50 și 70%. Asta înseamnă costuri mult mai mici pe factura electrică destinată iluminatului public stradal din municipiul Onești. Practic, numai din diferență putem să asigurăm investiția întregului sistem într-un număr de ani, care maxim 5 ani de zile. Este un nou sistem. Foarte multe localități intenționează să aplice la un astfel de proiect. Este un proiect ambițios, care poate să ajungă și undeva peste 5 milioane de euro și cuprinde modernizarea și reabilitarea întregului sistem existent, plus extinderea iluminatului public în acele zone în care nu există iluminat public și sunt cerințe slavă Domnului. Ca să fac o singură completare, deci tot orașul va fi LED. De aici vine și economia de... Am înțeles din ce a spus. Mai sunt observații? Bănuiesc că extinderea va cuprinde și la Nugării, că acolo e problemă de atâția ani de zile. Va fi un proiect complet care va cuprinde toate nevoile existente în acest moment. Asta înseamnă și la Nugării, înseamnă și strada Cuciurului până la... spre Ciucimea, să zic, înseamnă ieșirea din Onești către toate ieșirile din Onești, fie că sunt către Arjur, către Brașov, către Bacău, sunt destule zone în oraș, ieșirea către Seră, sunt câteva case și în zona fostei Serea municipiului Onești, unde nu avem iluminat public și așa mai departe. Deci va fi un proiect complet, care va fi, bineînțeles, analizat și promovat de către un proiectant și un consultant în acest sens. Mulțumesc! Mai aveți observații? Trecem la vot. Cine este pentru? Da, bine, mulțumesc. Dacă nu mai sunt probleme, intrare închisă pentru ședință.